ce-ai plâns o pe ascuns. Și strige noapte că de vite soare, popor român, răbdata e îndeajuns. Îi sună trazul, sunt tricolor, veniți basara de. Ceapania străbună, de frunice, din muția cu se. Pețitor, 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 într-un nostru teritoriu. Mulțumesc! Gheorghe, ai venit, Gheorghe, ai ajuns și la noi. Doamne ajută, numai bine! Arpenie, termin! Vă bucurăm! Vă salut! Bine ați venit, abia am ajuns în casă. Partea de la noi? Da, televizia la noastră. Care-i? Bună ziua, bine ați venit! Avem și televiziune aici? Eu v-am trimis să veniți la Caransebeș. Un moldovean de la Botoșani. Da? Păi și de ce n-au spart seriul? Facem și noi o poză. Mănică, fă o poză. Numai puțin. Că nu mai apuc să fac o poză. Hai, hai, să vă fac. Bine ați venit! Mai larg, mai larg! Să fii într-un ceas bun, ca cu noroc. Și m-am așteptat cu drag. Bine că ați ajuns! M-am așteptat. Colega noastră din diaspora care a revenit acasă. Bine au venit. Bine ați venit pe plaiurile Bănățelei. O poți așa, alături de pâinea și de sare. Așa. Așa. Mulțumim. E bine, domnul Vela n-a venit? Nu. Întârzie, nu? E bine, păi da, a furat de scurt. Dacă vă referiți la domnul rector Vela, care e cu noi, ne face mare cinste. Da, unde e cu noi? El la Reșița. Așteaptă acolo? Da, cu domnul profesor Tibi Mănescu. Păi da, dar îi faceți fetii. Mai bine mă lăsați pe mine, fiu, sunt. Așteaptă acolo să ne grăbim, nu? Scuze de întârziere, dar știți cum e drumul. 70 de kilometri, dar am făcut în 2 ore. Așa, unde mergem? Vreau și doamnă prea șadunită. Și domnul, i-am zis să mă slăbească, dar nu vreau să moară. De grație. Până nu face o România mare, nu poate. Unde lăsați că mergem prin oraș și după aia facem un pic. Da, de unde mergem? Colo, colo. Dă-mi vreo comandă, funcționară, doamne. Eu v-am ascuns aici. Da, noi am venit prin urmare. Da. Nu vreau poză. Vino aici în patru mâine. Mândri bănățeni. Da. Nu să facem și noi. Păi și tu ești ardelean. Ești departe.
Gata. Ești ardei în jur, așa ai? Dar ce-au avut acolo la boxa de ne-au spart sediu? Nu știu, nu știu. Haideți cu drapelul spatele lui tot. Dar de ce când se pasă așa două oară când sparg sediu? Așa le place lor să spargă. Să ne sperie, probabil. Da, are dreptate. Ne bucurăm că avem cu cine ne întâlnim. Votați-vă acolo, 0738. La o parte, la o parte, puțin, la o parte din față, exact, din față. Să facem o poză aici. Da, la Lescu. Hai, care e? Haideți aici în dreapta. Haideți aici în dreapta. Nu mai stați în față să facem. Toată lumea pe scări. Haideți. Dați-mi și mie de haideți, doamnă, cum ați amțit după fapt. Haideți, a venit toți, dacă ați venit, haideți la poză. Haideți la poză, în sus. Haideți sus, toată lumea. Atenție. Hai, sus steagul, sus, sus steagurile. Sus, sus. Hai, sus. Și Machi e cunoscut ca 58% face și un selfie. Hai, steagul sus, fraților. Din partea era alta, Machi. Stai dreacă. Să trăiască și părească și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască și părească Odrava, Ardealu și țara românească. Bravo, fraților de aur, felicitări. Sănătate. 0738 797. Jos Iohani! Jos Iohani! Jos Iohani! Jos Iohani! Jos Iohani! Unde sunt? Că nu prea vă văd în mână. Uitați acolo, uite, tot mai scriu acolo. Pentru mie unul. Nu mai scrie nimeni, nu mai fac poze până nu vă găsesc semnături. Să o prinzi pe doamna. Succes! Succes în activitate! Da. Sunt nemulțumit de lucrurile. Voi când mă gândești? Hai cu cine tabelul. Da? Ilinca, fă-mi și mie o poză cu generalul Dragalina. Îmi merge microfon. Ce caracteristică a generalului. Ai sus așa? Să se apta, așa e bine? Așa. Hai și câțiva cu drapelele, dacă pot arăta. Toți, haideți toți. Hai, toți. Asta e foarte. Mai în spate, mă, mai. Domnul, vă poți, Doru. Haideți toți, lucrați-vă toți în spate. Haideți. Nu. Domnule, preste-te. Da. Cât de curând. Noi, bate, lasă. Hai, mă, mai, cum să vă lasă? Hai, acolo. Atunci să nu uiți de noi.
Și aici, domnul George. Ne iertați că am ajuns târziu la Caransebeș. Trebuie să ajungem la 4 la revizie. Mai târziu decât niciodată. Venim de fiecare dată, știm că mai fost și mai venim. Dar trebuie să fim și la Bocșa, trebuie să fim și la Hotelul Roșu, trebuie să fim și la Moldova Nouă, trebuie să fim în toate localitățile din județ. Cu toții însemnați județul Caraș-Severin și cu toții însemnați România. Da. Nu lăsăm pe nimeni în urmă cum au lăsat nenorociții ăștia care au distrus România. Da. Da? Bravo. Bravo. Dumnezeu să binecuvinteze România. Amin. Mulțumim frumos. Venim dacă strângem semnături multe. Da. Vremuri de necaz și-au curs multe lacrimi pe din Florească, Moldova, Ardealul și țara românească, trăiască, fraților, trăiască, a trecut și masa de plâng, Moldova, Ardealul și țara românească. Cine suntem noi? Cine suntem noi? Cine suntem noi? România! Sărbătoarea. Dar sunt nervi de la Iezăriș. Da, domnul. Avem organizație puternică la Iezăriș. Mă bucur. Da? Suntem la Iezăriș. Nu am luat legătura cu ei. Eu, da. Și ce facem? Lăsăm pe hoții. Uite ce căciulă frumoasă cu tricolor. Domnule dragă, să nu pierdeți pe domnul Călin Georgescu. Nu-l pierdem, îl susținem. George, stăm lângă el. Sigur. George, eu sunt om de onoare. Iezărișul, dar faceți organizație la Iezăriș. După aia facem, mai, facem și video, nu doar foto. Pe meleaguri bănățene am mai fost domnii. Da. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să puteți să fiți președintele țării, să o conduceți măcar de două ori cât am eu vârsta. Mulțumesc, doamnă. Să ne ajute Dumnezeu să facem ce trebuie pentru țară. Reșița, și nu mi-a plăcut ce am văzut. Așa că hai să dăm mână cu mână, să ridicăm țara, cu mic, cu mare. Ce se întâmplă zilele acestea și ce s-a întâmplat în acești ani cu combinatul de aici, combinatul siderurgic și cu siderurgia din toată România este greitor. Prin noi care am trimis fier de la Reșița pentru turnul Eiffel, noi care am trimis fier în toată Europa și eram recunoscut pentru calitatea fierului de aici, din Reșița, și pentru vagoanele de tren. Ce am ajuns astăzi? Să trimitem forță de muncă ieftină peste tot prin Europa. Adică să fim slugi. Cum am stat drept și n-am fost nici măcar când acest pământ era stăpânit de Imperiul Austro-Ungar. Nu ne-am lăsat călcați cum ne calcă ăștia de 32 de ani. Și cel mai tare doare că pare că e mâna a lor noștri. Ăștia nu s-ai noștri. Ăștia străini de neam, străini de orice. Și acum că a apărut o forță nouă, o forță politică sănătoasă, o forță românească, vor să ne interzică, vor să ne scoată în afara legii și vor să ne eticheteze ca am fi extremiști. Păi cum suntem noi extremiști? Îi dăm jos și nu mai apucă să mai facă nimic, că ne-am săturat să fim slugi. Îi dăm jos democratic și provocăm alegeri anticipate. Asta avem de făcut. Nu mai așteptăm.
mai așteptăm până în 2024, dar pentru asta trebuie să fim puternici. Vreau să avem oameni în fiecare localitate din județul care a venit. Și a venit un domn din Nezăriș să-și facă poză cu mine mai devreme și a zis, unde e organizația Nezăriș? Că hoții au unde? Eu. Păi nu, a zis că n-ați făcut. Este, domnul Dumnezeu. Păi unde? Unde e domnul Dumnezeu? Unde sunteți? Hoții, fie că-s hoții de stânga sau hoții de dreapta, au organizație Nezăriș, adună oamenii la mitinguri cu autocarele și cu bani și noi trebuie cu forțele noastre proprii să dăm o lecție la sfârșitul lunii la București. De asta avem nevoie și de Nezăriș, de asta avem nevoie și de Moldova Nouă și de Oțelul Roșu și de Bocșa și de Caransebeș și de Reșița și de Topleț și de toate localitățile din județ. Și de asta avem nevoie de fiecare dintre voi. Știți, când fac o postare pe Facebook și sunt mii, zeci de mii de distribuit, caută numai imagine. Zic ăștia, ia uite, trolii lui Putin. Pentru că ei nu vin localitate cu localitate și nu se văd cu voi și nu înțeleg durerea acestei țări. Ei vor să ne conducă din biroul de la București sau de la Bruxelles. Dar nu înțeleg că atunci când omori combinatul, când omori siderurgia, când omori industria, să ai oamenii plecați peste hotare și dau peste unul ca mine, care îi întâmpină pe oameni și oamenii îi zic, domnul Simion, haide să le dăm cu bota în cap. Nu-i soluția să le dăm cu bota în cap. Soluția e să le dăm cu ștampila în cap, democratic, să ieșim la manifestații cât mai mulți și poate, cum am făcut eu luni în Parlament, când l-am prins pe hoț, când îi prindem pe hoți, să strigăm după ei pe nume. Hoți! Nu i-a fost rușine să vă spună să cereți gaze și electricitate de la ruși? Nesimțitul! Nu le-a fost rușine că tot ei au vândut siderurgia bucată cu bucată la ruși. Și tot ei își iau procent din banii pe care România îi trimite acum direct la Gazprom. Pentru că ei au gestionat-o așa. Ei au gestionat-o, noi ne-am fost niciodată la putere. Să mă trimită pe mine să negociez cu Putin? Păi dacă e în interesul țării mele, mă duc să negociez cu oricine pe planeta asta. Dar nu să mă trimită un hoț care după aia să-și ia procente din asta. Nu știu ce explicație să vă dea și de aia. Că ei altceva nu știu decât ruși. Nu știu să zic că nu sunt hoți. Sunt ăștia vreo 10 partide. La fel, ca să încerce să ne rupă. Noi nu ne rupem. Că noi suntem expresia poporului român. Și înțelegem că trebuie să fim uniți și împreună. Cei care se rup sau fac rupturi între noi, cei care dezbină, nu o să fie urmați de nimeni. Mai am un drum și până la Bocșa, unde mi s-a spart sediul. Așa, înainte de vizita noastră de astăzi. Pentru că ei cred că dacă ne sună noaptea, că ne-a sunat pensatul noaptea, pe la 12:30. Știți băiatul ăla care se epilează și care promitea că taie pensiile speciale. Ei cred că dacă ne-ar trimit provocatori să ne arunce cu vopsea, dacă aruncă cu bolovani în sediile noastre și le sparg, noi o să ne speriem și o să ne temem.
Nu ne temem decât de bunul Dumnezeu? Să arunce ei cu câți bolovani vor în noi. Câinii latră, caravana aur merge înainte. Bravo! Am o mare rugăminte aici pe județul Careaș Severin, stăm prost la nivelul de organizații locale și la nivelul de oameni. Am nevoie de voi, de fiecare dintre voi, să transmiteți vorba mai departe, să se implice lumea, să vină, să facem treabă. O să mă duc acum să văd sediu spart în Bocșa, până mâine îi punem geamuri noi și mergem înainte. Voi rămâneți aici, luați tabele de semnătură, mergeți la toți reșițenii, la toți cărășenii și haideți să-l dăm jos pe primul turist al țării. Ne vedem în ultima duminică din lună, pe 27 februarie la București, să veniți cu facturile pe care le plătiți. Pentru că degeaba le zic eu acolo la tribuna Parlamentului, nici nu o să mă mai lasă în curând să zic, să vorbesc de acolo. Nu mai lasă nici să transmit live pe Facebook. Dar să le vadă. Și până nu pleacă ei, nu plecați nici voi. Pentru că n-are cine să plătească acele facturi. Veniți alături de noi. Și veniți la București și cu semnăturile pe care le strângeți până atunci. Că sperăm mâine să ajungem la 1 milion de semnături strânse, dar până la sfârșitul lui martie trebuie să ajungem la 3 milioane pentru destituirea lui Klaus Iohannis. Putem face lucrul ăsta. Vreau să văd aici în Reșița un cort unde să se adune toate aceste semnături. Vreau să văd tineri implicați în organizația de tineret. Și vreau să văd că putem avea speranță și în locurile unde pare că a murit speranța de tot. Nu știu cine face. Momentan e slăbit. Ia cântă tu deșteaptă de română. Deșteaptă de română din fărnucele bărbarii de tirani, bărbarii de tirani. Acum o niciodată coiește altă soartă la care să se închină și cruzii tăi dușmani. Și cruzii tăi dușmani. Ariana, și păi ești tu așa frumoasă. Ia. Ia. Așa, uite, felicitări. Și lui tata și lui mama. Bravo. Bravo. Mulțumim. E nevoie să ne deșteptăm. Deci, colegi. De ce nu colaborați cu Diana? Cum să nu? Turneul prin Careaș Severin? Da, am început Caransebeș, acum Reșița, mergem mai apoi la Bocșa, o să fim și la Moldova Nouă și la Oțelul Roșu zilele următoare. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați auzit azi dimineața, a fost spart sediul de la Bocșa. De ce? Și a doua oară? Nu știm de ce, probabil adversarii noștri nu suportă să avem și noi sedii și le sparg. Așa se comportă ei, ei sunt adevărații extremiști. S-a văzut după felul în care au pus procurorii să lucreze
să ne fabrice dosare penale pentru o vină închipuită. Spuneți-mi, vă rog, se vehiculează foarte mult schimbarea dumneavoastră din funcția de președinte. O fel de, știți dumneavoastră. Nu și-au găsit omul potrivit. Caravana are un scop până la urmă. Credeți că va fi realizat? Da, cu siguranță o să reușim să-l demitem anul acesta pe Klaus Iohannis și de reușita meetingului din 27 februarie și de cât de multe semnături strângem, o să țină dacă îl dăm jos mai devreme sau mai târziu. Trebuie să acționăm acum, nu mai trebuie să așteptăm după acest turist să ne conducă, de fapt nu o face, trebuie să oprim răul de la rădăcină. Până acum, pe unde ați umblat, ați văzut că organizațiile județene sau locale sunt mai puternice decât în Caraș Severin. Da, stăm mult mai bine în celelalte județe decât pe Caraș Severin, dar ne întărim. Sper să revin la Caraș într-o lună, două și să găsesc o situație mult mai bună. Da, așa e. E mult, e puțin? Se poate mult mai bine. Se poate mult mai bine. În alte județe am... Dacă n-am să vei câți au fost? Nu știu, domnule. Dar n-am spus dacă n-am să vei ce au fost. Mulțumesc frumos! Conceptul de picioare cu pescuit. Mai sus, că e loc, mai sus! Haideți în poză! Haideți! Haideți! Doamna coordonator, veniți la poză, poate. Machi, hai și tu! Atenție! Steagul sus! Sus steagul! Sus inimile! Atenție aici! Nu știe, domnul! Uitați-vă, fraților, ce avem noi parte prin teritoriu. Se disparte. Sunt speriați golanii ăștia. Moderații. Acești moderați, că noi suntem extremiști. Spart la mine acasă un geam. Astăzi, acum, azi. Da? Da, m-a anunțat doamna, ați avut un geam spart la către... Nu. Deși geamul meu e spart. De acasă, de la mine, de acasă.
Doamna Letiția. Da, nu ne temem. Ăsta e mesajul nostru. Nu ne temem. Nu ne temem. Să stai liniștit că... Probabil o să vrea să... Ne îndrăjește și mai tare lupta noastră. Nu o să cedăm. Doamna pleacă cu banii, dacă ați venit. Oameni sunt, avem oameni și la sănături. Cineva... Nu, și acolo este și al doilea rând de geamul spart, dacă vedeți. Da? Da, acolo ascultați, se vede. Deci au dat cu rangă direct care a pătruns sau piatră. Nu este piatră, pentru că e pe aceeași direcție. Da, auziți, ăștia au spart aurul cu piatra, dar vor reuși să-l spargă și altfel? Nu o să spargă ei, să stea liniștit. De asta se vede că a fost un ufier de ufier lung, așa? Da, da. Este plin. Aici n-a fost niciun bolovan. Aici a fost o rangă. Că așa se pregătesc ei cu ranga să omoare opoziția. Deci se vede clar că au venit cu o rangă și la doamna Letiția Aman acasă la fel, a primit un telefon, geamuri sparte și ce o să fac? Că o să ne omoare, ce o să facă băieții ăștia? Așa se gândesc ei că rezolvă cu aur, că ne termină? Nu ne lăsăm intimidați, nu vă lăsați intimidați. Fiți tari pe poziții, o să ne ocupăm în următoarea lună îndeaproape ca să găsim oameni de valoare și în județul Caraș Severin, pentru că vedem că frica e mare ca să nu ni se alăture oameni. De asta tot repetă ei placa cu extremiștii nefrecventabili la nivel european, ca să împiedice oameni buni care voiau să facă pasul spre aur să-l facă. Și acum au trecut la violență fizică, că eu dacă i-am făcut așa ministrului Hoț, s-a autosesizat procuratura, dar acum nu s-a mai autosesizat nimeni, că e a doua oară când aveți pe spațiu de la Bocșa spart. Și când am venit în vară pentru alegerile locale anticipate, la fel ne spărseseră sediu. Asta e plăcerea lor, a tâlharilor, să intimideze. Plăcerea noastră este să vedem cum nu mai trec pragul electoral. Și nu o să mai treacă pragul electoral. Nici ăștia cu ranga, nici aia cu săgeata, nici aia cu cerneala. Și cine ne mai face pe noi extremiști să se uite la ei și la acțiunile lor? Și de acum... și acțiunile pe care le făceau în 2016, 2017, 2018 prin Parlament. Nouă gura nu ne închid. Mă urc acum în mașină și mă duc la București. Și la prima oră a zilei pornesc primul live în ilegalitate de acolo, din Parlament. Bravo! Bravo! Și după ce vorbesc două ore, trei ore, primul lucru pe care o să-l fac, o să arăt imaginile de aici, de la Bocșa, cum se comportă ei ca să distrugă singura opoziție. Noi suntem schimbarea în România și poate să se zvârcolească dracii ăștia cât ori vrea ei, că nu o să ne oprească. Mulțumesc vouă că sunteți alături de noi și suntem împreună în această luptă. Să ne ajute! Bine, aveți Balșul și Băile Herculane, da? Pentru sângerea de semnături. Sport, ne vedem în București. Cine a spus un consilier de la primărie, de la serviciu, la toată lumea să ia bucată de pâine cu sare de Bocșa? Da, da. Să le Dumnezeu să avea rezultate. Dar cu roarele la s-ar putea. Asta nu e cu piață, asta e lovit intenționat. Stai așa ca să iau șoc să vadă. Pune de la colegi că tot ce am filmat aici să mănânc pe IPCS cu tot.
să și aici. Bine, aici? Uite, și piatra aia de acolo.